Locuitorii din Cocieri nu dispun de apă potabilă încă din luna mai al anului trecut. Oamenii au solicitat implicarea autorităților raionale pentru soluționarea problemei privind aprovizionarea cu apă și susținerea financiară pentru procurarea unei pompe de apă. Președintele raionului Dubăsari s-a întâlnit cu locuitorii satului Cocieri. Au solicitat să viu astăzi la dumneavoastră în jur de 100 de gospodări care au problemă legată cu apa, că nu este apă deja de câteva luni de zile. Din decembrie de la anul nou. Eu vă spun sincer, n-am știut de situația respectivă, decât, într-adevăr, acum zile trecute când am aflat. N-am știut anii precedenți, cu toate că am fost președinte, dar nici pe aproape n-am știut de faptul că este problema legată de cineva, cuiva puteți să-i dea în cap în genere, că să dea turnul de apă a oamenilor, cuiva. Și încă să-i dea în cap să ducă prin judecată, nu știu unde, la Chișinău, ceea ce e total antilegitim. Toată viața am ieșit pe deal și am uit când am ajuns la bătrânețe, susat la fântână, câte două ceasuri de vreme, pentru și un om și scoate o gălea de apă. De ce așa? De ce am ajuns eu atât la pensie, am ieșit la urmă, eu să aștept să-mi scoate cineva o gălea de apă, că nu pot duce, ia că-s cu bastonul în mână. Noi rugăm pe domnul președinte să ne ajute, să ne dea ceva soviet, să vai drept, că noi să avem apă la... Dacă cerința către sistemul raional să ne dea nou ajutor material din diferite variante acolo, asistența din partea bugetului, asistența din partea, cum se numesc, diferiți agenți, ca să fie dat o leacă ajutor către asociația noastră, ca noi putem să rezolvăm problema asta. Oamenii spun că problema a apărut odată cu procurarea lotului de pământ de către o familie din sat, unde este amplasat turnul de apă. În urma procurării terenului, proprietarii pretind că și turnul respectiv este proprietatea lor, care însă este la balanța primăriei Cocieri. Astfel, fiecare gospodărie locală, pentru a se alimenta de la turnul de apă, este obligată să achite suma de peste 1000 de lei, așa numitului proprietar al turnului de apă. La moment, primăria Cocieri este în proces de judecată cu familia respectivă. Ceea că noi de o an de zile ne judecăm cu domnii și încă, cum spune, nu avem careva stea, că de fapt cererea noastră de rezolvire până când e la procedura numai de începere stea. Și e că noi am la următoarea ședință, noi am chemat tot prin citațiile care ne le-au dat de la judecătorii ca să vedem. Eu cred în justiția noastră, că totuși dreptatea e... Aceia care, cum spune, e una și nu sunt mai multe. Și nu poate, cum spune, un bun public, care asigură mai ales apa la oameni, și, cum spune, privatizat, cineva să numere că asta e proprietatea lui. Așa ne chinuim cu toții. S-a întâmplat așa că nu ne-a lăsat să știm cum am fost cu apă. Că a fost foarte bine, dar oamenii își fac interesul lor, nu a nostru, care... În timpul de față, când Cocieri e foarte greu, și cu lucru, și cu traiul, ne străduim să facem bine, că puțin și ne vin și ne văd cum trăim și ce facem aici, trăim să dăm ca pe insulă. Nu ne văd, nu ne știu, nu ne aud. Președintele raionului a menționat că susține acordarea unui suport financiar pentru aprovizionarea cu apă a gospodăriilor locuitorilor din Cocieri. În urma examinării acestei petiții, acestei situații, am găsit de cuvință să alocăm primăriei satului Cocieri un ajutor financiar în ceea ce privește procurarea unei pompe de apă și desigur că suntem foarte bucuroși de faptul că majoritatea absolută din cei prezenți la această adunare de astăzi au acceptat ca să fie organizată o asociație de consumatori a apei, o asociație optească. Au acceptat ca împreună cu primăria să promoveze unele proiecte în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă, dar cel mai important, desigur, că este faptul că noi în comun, autoritățile raionale, autoritățile locale din Comuna Cocieri și cetățenii, am găsit soluția de a rezolva o problemă stringentă cu care astăzi, în timpul acestui timp canicular, se confruntă majoritatea absolută din localitățile noastre. În satul Cocieri, raionul Dubăsari, locuiesc peste 4000 de locuitori.